Aceste crutoane de casă sunt simplu de făcut, gustoase și puteți folosi orice pâine doriți. Acestea sunt potrivite la supe cremă, salată sau chiar simple ca gustări. Eu am pregătit crutoanele din această lipie de la prutărie, fiindcă nu s-a consumat și nu am vrut să se strice și să o arunc. Pentru început am tăiat lipia în cubulețe mici. Este de preferat să le tăiați cât de cât egale ca să se coacă uniform. Eu prefer crutoanele cu tot cu coajă, așadar am folosit toată lipia. Am pus cubulețele de pâine într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și am folosit următoarele condimente: piper, boia de ardei, sare și usturoi. La final, am turnat uleiul de măsline și am amestecat crutoanele foarte bine. Am băgat tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius și le-am lăsat până acestea s-au uscat și s-au rumenit. Este important să le mai verificați ca să nu se ardă și să le amestecați din când în când ca să se coacă uniform.